Metzler, Super Soft, Six Days Extreme, varianta 2021, este proaspăt sosită în România. O am de ceva săptămâni deja în garaj, dar nu am avut oportunitatea încă să o montez pe roata față și să ieșim în traseu în același loc unde am testat Michelinul Enduro Medium 90x100, C19, Maxisul, Kenda și alte variante pentru roata față. Primul lucru care l-am observat după ce am primit coleta de la Nordica Moto a fost faptul că această anvelopă este cea mai moale anvelopă de față pe care eu am avut posibilitatea vreodată să o am la îndemână. Este un pattern destul de interesant, dar nimic ieșit din comun pentru o anvelopă de față. Aștept cu interes ieșirea, pentru că avem la Cluj o temperatură foarte bună, 15-16 grade, și solul este complet uscat, iar o anvelopă moale ca și aceasta, bineînțeles, se va comporta cel mai bine într-un sol uscat sau pietros. Vedem inclusiv și pe noroi, vreau să o păstrez până când dispar crestele, pentru că în ultima vreme am folosit Michelin Enduro Medium, adică ultima vreme fac referire la tot anul 2021 de competiție, varianta 90x100. Vom compara direct acest Metzler cu Michelinul. Cu Michelinul care momentan îl consider regele anvelopelor pe față. Și spun asta pentru că momentan nu am avut la dispoziție nicio anvelopă mai stabilă, atât la viteză cât și la mers încet, decât Michelin. Probabil că mulți deja dintre voi care ați achiziționat și ați montat această anvelopă îmi dați dreptate. La prima vedere, anvelopa este una extrem de moale și prezintă același compozit din care este realizată și anvelopa pentru spate, o anvelopă care nu ne-a plăcut deloc. Ulterior am înțeles de la Metzler că această anvelopă, cel puțin pentru spate, este concepută doar pentru dry climate, adică zona uscată. Nu ne-a plăcut deloc cum am mers în noroi și în perioada mai rece, de aceea complet am renunțat la ea și am trecut la Pirelli Super Soft sau Michelin Enduro Extreme. Situația, diferența o făcea bugetul. Este important de menționat faptul că avem sens de rotație, la fel ca și la Mitas C19 sau Michelin Enduro Medium. Lucrul acesta influențează, după specificațiile producătorului, stabilitatea. Personal am montat de mai multe ori anvelopele invers pentru a găsi dacă există vreo diferență sau nu. Testele anvelopelor le facem pe același traseu la Cluj, un traseu care îl folosim de cel puțin 6 ani și este destul de concludent, pentru că aplicăm aceleași tehnici, ne interesează stabilitatea, ne interesează cât de bine anvelopa păstrează gripul pe contrapantă, cât de repede se uzează, cum se comportă la frig sau la cald și nu în ultimul rând le testăm pe zonele foarte uscate, le testăm pe zone cu noroi, le testăm pe zone cu piatră și pe rădăcini. Bineînțeles, nu vreau să vă plictisesc cu informații de genul de montare a roții, desfacerea piuliței de la rimlock, golirea tublisului și înlocuirea anvelopei, dar în schimb vreau să vă spun că am primit o informație de la cei care deja folosesc această anvelopă și mi-au zis că va fi greu de montat. Lucrul acesta vi-l pot confirma în curând. E și Dani aici cu mine și dacă vă întrebați oare ce face... Un pic de ambreaj. Dani... Îi schimbă prima placă de ambreaj. Am grip mai bun pe urcări. Așa. Dani în seara asta are la mic dejun un ambreiaj. Atât de bine merge cu pistonul nou, încât s-a terminat ambreiajul, așa, Dani? Da. Trage... Rachetă trage. Trage ca și un full cross. Trage rămâne. Ca un full cross trage acum motorul lui Dani și bineînțeles el își schimbă ambreiajul, între timp continuăm cu Metzler. La fiecare înlocuire de anvelopă față sau spate
folosesc o pastă de la Licky Moly, asigură un montaj foarte ușor și etanșează destul de bine. Iar pe tublis, acest tublis care îl vedeți acum, are undeva la 4 ani și jumătate. Nu a fost necesar să schimb nici camera interioară, nici exterioară. Folosesc un spray pe bază de silicon de la Kent, fără dar și poate îl consider cel mai bun spray pe bază de silicon disponibil în piață. Și spun lucrul acesta pentru că am avut ocazia să am la dispoziție foarte multe tipuri de spray-uri, iar acesta, la acesta nu am renunțat nici la servisul auto, nici la servisul moto. Asigură o viață foarte lungă la tublis și după ce s-a uscat, este chiar cu jetul aproape imposibil de dat jos, decât dacă insistați foarte bine. Îl folosesc la fel și pentru izolarea contactelor pe motocicletă, de aceea dacă aveți la dispoziție, îl găsiți la magazinele de profil, se poate achiziționa. Anvelopa este montată complet, un lucru care l-am observat după ce am umflat atât tublisul cât și interiorul ei la 0,5 în cazul de față. Fiind mai moale, vreau să începem de la presiunea aceea, după care să coborâm în jos la 0,3 cu ceea ce de regulă folosesc și sunt obișnuit. Lucrul de care vă spuneam că am observat este talonul care e extrem de micuț și crestele care încep foarte devreme pe lateral. Lucrul acesta trebuie să ne asigure pe contrapante o aderență mult superioară față de ce alte tipuri personal momentan am testat și sunt peste 7 la număr, 7 tipuri diferite de anvelopă. A venit și vremea rulmenților. Momentan sunt rulmenți originali. Ei au peste 200 de ore de funcționare. Lucrul acesta îmi dovedește că race cap-urile sunt o investiție bună. Cum bine vedeți, interiorul este impecabil. Sunt foarte încântat de cum arată butucul la prima înlocuire de rulmenți. Ce căutăm la anvelopele față este să aibă grip bun pe contrapantă, să prindă bine noroi, să prindă bine pe piatră. Pe uscat, de regulă, cam toate anvelopele noi prind ok. Nu pot să zic că asta e mai slabă sau mai bună. Ce am observat are un profil interesant. Și la profil mă refer la zona laterală. Are foarte, foarte jos crampoanele. Adică talonul e foarte mic, crampoanul începe de vreme. Similare cu anvelopele All Terrain de la Jeep-uri, de la Jeep-urile de off-road. E un pic răcoare, pot să recunosc. Mi rece. Încerc să ajung băieții și pe fete pentru a mă încălzi un pic pe pârâu. Intrăm pe secțiunea de noroi și piatră. Să vedem ce se întâmplă cu partea din față. Și fete și băieți, mai multe lume este cu noi aici. Ana nu s-a dat de foarte mult timp. Tania testează Pirelliu, văd că nu are mare încredere în el. Să văd cât de mare încredere am eu în asta față și cât de mult îmi trădează încrederea, pentru că
voi merge exact cum mergeam cu Michelinul, cu Michelin Enduro Medium mai exact, o anvelopă care personal o consider top, cea mai bună anvelopă de față din experiența mea e Michelin Enduro Medium 90x100. Patricia ce va face aici? Să vedem oare ce. Ești bine, Patricia? Ești bine? Lasă-o mai jos și dă-i cu cuplu, că merge. E foarte bun grip aici. Acum crede că ea a urcat, dar pe filmarea să vadă de fapt că am ajutat-o. Tudor campionul, nu ne facem probleme pentru el. Se joacă doar aici. Bineînțeles și pe piață udă. Nu pot să zic că mișcă fața. Punctul în care ne dorim să desumflăm anvelopa. Ne dăm așa la prima strigare, să spunem un 0,5. Nu am un manometru să confirm exact asta, dar un lucru deja care l-am observat, crestele se întăresc destul de tare. Adică pot să zic că deja am o anvelopă spre medium, afară 2 grade, 3 grade. Nu se mai simte așa frigul că deja ne-am încălzit, dar tind să cred că este același compozit ca și la Metzler Super Soft, varianta pe spate, care la temperatură joasă e beton, nu face nimica. Momentan dăm și pe contrapantă. Nu pot să zic că nu ține. Stă bine, dar e uscat. Și repet, pe uscat de obicei țin anvelopele. Urmează să vedem și pe coborâre ce se întâmplă cu ea. Carcasa e mult, mult mai slabă ca și la Michelin. Pe coborâre, această coborâre ca și săptămâna trecută, o recunoaște cel mai probabil, în zona asta superbă, plin de frunze și surprize în trasă pentru că este săpată. O folosim iarna și la urcări, când nu putem ieși pe alte secțiuni. Anvelopa o simt acceptabil, nu simt să fie peste Mitas sau peste Michelin, este acolo la aceeași zonă. Frânez mai mult doar cu fața, cum bine vedeți, și corpul cât de mult se poate în față. Ce trebuie menționat e că e uscat. Și dacă este uscat, fiind atât de moale anvelopa, excelează bine de tot. Am înlocuit și ei lichidul frână pe față, tocmai pentru a mă asigura că nu avem o altă problemă tehnică. Chiar dacă nu era foarte vechi, prefer să le schimb la aproximativ 20 de ore. Asta în fiecare zi mi se pare că e tot mai jos. Și ce să zic, stabilitatea acceptabilă, iarăși nu iese în evidență cu
multe lucruri. Îs la fel de încântat, cel puțin, ca și de Michelin Enduro Medium. Dar nu stă la fel de bine carcasa pe contrapantă ca Michelin Enduro Medium. De acolo Michelinul ar avea un punct în plus. Nu mă încet, că nu ne grăbim. Da, ori pe aici, ori pe partea altă puteai coborâ. Mergem înapoi. Problema, Patricia, nu sta pe partea asta niciodată. Stai să mă mut și eu, acum să spun că nu ești pe partea bună. Velopa îmi place cum stă. Este foarte stabilă. După ce am schimbat și mânușile, când mi-a fost foarte cald cu ele, am venit să punem la treagă anvelopa față. Este o secțiune de pârâu. Oh, da, ne mancet, ei! Da, bună ziua! Cum e, domnilor, situația? În sus, în sus, vă că e blocat și arăt acolo. Sunt puțin eficient în legătură cu contrapantă pe piatră udă, dar bună ziua! Obiceiul! Mă opresc! Metele super soft pe față, care fără prea mult tam-tam, e o anvelopă bună, dar se încadrează undeva acolo la o anvelopă medie, nu o anvelopă de top. Oprit un pantă pe coborârea aceasta este foarte dificil, pentru că nu e suficient grip în anvelopă. Momentan e uscat afară și avem cam 15 grade. În față, în față, în față, în față, sus, pe față. Urcă de pe față, Dani, că te arunc în toate părțile. Revenind la anvelopă, nu pot să zic că nu-mi place, asigură un grip suficient pentru a nu-ți da emoții pe coborâre. În rest, la rece, se întărește foarte tare, din păcate.